Probabil vă amintiți că ați învățat despre piramidele egiptene la un anumit moment în școala elementară. Chiar dacă nu ați făcut parte din sistemul de școală publică, sigur ați întâlnit niște informații despre ele într-un muzeu sau o carte. Aceste structuri gigantice sunt greu de evitat, întrucât sunt faimoase pentru grandoarea lor în natură, să spunem așa. Cea mai mare piramidă din Egipt, Marea Piramidă din Giza, odată avea 146 de metri, dar de atunci a erodat la 137 din cauza vandalismului. Ca să vă imaginați mai bine, o clădire medie cu 3 etaje are doar 14 metri înălțime. Deci dacă facem calculele corect și știm că facem, piramida ar fi avut înălțimea unei clădiri cu 32 de etaje. Deci, cine e responsabil pentru crearea acestor misterioase piramide ridiculos de înalte și mereu evazive? Vom ajunge la capătul poveștii astăzi, în acest episod. Cine a construit piramidele? Înainte să trecem la informații legate de cine le-a construit, să începem cu niște informații elementare despre piramide. Sunt în jur de 80 de piramide în Egipt momentan. Cea mai veche este piramida lui Djoser, localizată în Saqqara, în nordul orașului Memphis. A fost construită în 2630 înainte de Hristos pentru regele Djoser. Multe dintre cele mai populare și notabile piramide sunt în Giza, la periferiile orașului Cairo, incluzând necropelele din Giza, piramida lui Khufu, una din cele 7 minuni ale lumii și piramida Khafre. Egiptenii antici erau una din primele civilizații care au crezut în viața de apoi. Nu vedeau moartea ca sfârșitul vieții, ci mai degrabă ca o întrerupere. Credeau că atunci când un rege moare, o parte din spiritul său, caul lui, rămânea intact în corpul fizic. Mumificarea de care știm toți, care a fost populară în mass media, avea scopul de a prezerva spiritul regelui, despre care ei credeau că trăia mai departe. Pe scurt, credeau că spiritul regelui se va întoarce la corp și îi va da viață din nou. Așadar, caul regelui nu era niciodată lăsat singur, fiind înmormântat cu bogății precum vase de aur, mâncare și mobilă, alături de regele mort. Egiptenii chiar nu glumeau cu această credință. Când faraonul era încă în viață, era venerat ca încarnarea lui Horus, zeul cerului, iar când a murit a luat forma lui Osiris, zeul fertilității și al lumii de dincolo. Responsabilitatea lui ca Osiris era să facă soarele să apună, în timp ce noul faraon, fiul său, îl va face să răsară. Ei credeau că această relație simbiotică era importantă în menținerea echilibrului cosmic. Înapoi la piramide, totuși. Au fost construite ca să reziste, construite în mare parte din piatră, precum piatra calcaroasă, folosită la construcția interiorului piramidei, în timp ce piatra albă a fost folosită pentru carcasa exterioară și pentru pereții interiori. Granitul roz a fost folosit pentru pereții din interior, iar bazaltul și alabastrul se foloseau câteodată pentru podele. Egiptul a fost numit statul din piatră, așadar nu era niciodată deficit de aceasta. Bazaltul folosit provenea uneori din depresiunea Fayum, una din cele mai mari oaze ale deșertului vestic, în timp ce alabastrul provenea din Luxor, un oraș de pe malul est al Nilului. Denis Stock, un vechi consultant în tehnologie, credea că erau necesari 45 de muncitori pentru a muta un bloc de 16 tone și de 8 oameni pentru a muta un bloc de aproape 3 tone, cum a scris în cartea sa din 2003, Experimente în arheologia egipteană, tehnologia lucrului cu piatra în Egiptul antic. Un singur proiect al unei piramide ar fi luat între 20 și 30 de ani pentru a fi terminat. Pentru o perioadă lungă de timp s-a crezut că sclavii care erau la comanda unui faraon au construit piramidele. Și putem da vina pentru aceste informații false în primul rând pe Herodot, istoricul grec, care a scris că Marea Piramidă a fost construită de 100.000 de sclavi care au muncit constant și erau schimbați la fiecare 3 luni de un grup nou. BBC contrazice mai departe cu explicația că nu e posibil ca regele Khufu, lider din dinastia a IV-a Egiptului responsabil de realizarea Marii Piramide, să fi avut un grup de sclavi atât de mare să lucreze pentru el și nu e posibil ca toți să fi putut munci în același timp. Putem mulțumi și filmelor vestice de la Hollywood pentru perpetuarea acestui mit. Filme precum Cei 10 Comandanți din 1956, și nu spunem doar noi asta, este la propriu o poveste epică ce a rulat 220 de minute, ilustrând sclavii în rolul de constructori. Altă idee greșită care a circulat au fost că evreii au construit piramidele. Această minciună a început când anteriorul prim-ministru israelian, Menachem Begin, a pretins asta la vizita Muzeului Național din Cairo în 1977. Amahai Mazar, profesor la Institutul de Arheologie al Universității Ebraice din Ierusalim și arheolog israelian, respinge afirmația prim-ministrului din cauza că pur și simplu nu are sens. Niciun evreu nu a construit piramidele pentru că evreii nu existau în perioada în care s-au construit piramidele. Dorothy Rezai, editor la recenzia arheologică biblică din Washington DC, spune
că această minciună ar fi putut izvorâ dintr-un verset din Exod, care spune ceva legat de asta. Așadar, egiptenii i-au înrobit pe copiii Israelului cu muncă istovitoare, iar faraonul i-a pus să construiască clădiri. Versetul nu este exact așa, dar ați înțeles ideea. Apoi există oameni care cred că extratereștrii sunt cei care le-au construit. Această teorie cuprinzătoare arată cam așa. Dacă lumina se mișcă cu 300 de milioane metru pe secundă și coordonatele geografice ale Marii Piramide sunt 29.9792 nord, iar oamenii nu erau capabili să măsoare viteza luminii cu această acuratețe până în 1950, atunci extratereștrii avansați trebuie să fi călătorit în timp înapoi pe Pământ din viitor pentru a construi piramidele. Oamenii care cred în teoria cu extratereștrii antici cred și că aceștia au construit Stonehenge în Regatul Unit și alte monumente antice. Uite, noi nu suntem responsabili pentru ce credeți voi sau nu, dar spunem că grafitii din interiorul piramidelor, alături de alte dovezi, spun o altă poveste și i-au adus și pe arheologi și acum pe noi mai aproape de ideea de cine a construit piramidele, cum ar fi trăit și cum au reușit. BBC transmite că arheologii spun că forța de lucru din spatele Marii Piramide era formată din două echipe, muncitorii primari și cei temporari. Erau în jur de 4.000 de lucrători primari care lucrau pe cariere și erau cărăuși și zidari. Trăiau alături de familiile lor în satul de la piramide. Echipa temporară era formată din 16-20.000 de muncitori care construiau rampe, unelte ascuțite, pregăteau mortar și se ocupau de activități diverse, precum furnizarea mâncării, hainelor și combustibilului. Trăiau într-o tabără separată de satul de la piramide. Starea Nilului era important de luat în considerare pentru constructorii piramidelor. Pentru construcția piramidei din Giza, Mark Lagner și arheologul Zahi Hawass credeau că o echipă schelet lucra la piramide în timpul anului, dar o echipă mai mare lucra la sfârșitul verii și începutul toamnei, când Nilul inunda terenurile din jur. Arheologii nu au descoperit tot ce e de știut despre săteni și taberele unde trăiau muncitorii de la piramide, dar excavațiile arheologice făcute între 1999 și 2002 arată mai multe. Știm că dormeau pe rampe de noroi, care serveau ca paturi pentru barăci. Aceste barăci erau în galerii, reprezentate ca dormitoare mari în care stăteau până la 2000 de muncitori temporari. Aceste galerii de dormit aveau spații în spate pentru gătit și lucru cu cupru. În 2016, arheologul și egiptologul Yukinori Kawae a vorbit în public pentru o înregistrare la National Geographic Live. În acea discuție a spus că există o cantitate vastă de informații în afara piramidei, dar nu destulă înăuntrul structurilor, care ar elucida și mai mult tehnicile de construcție. Înainte să prezentăm descoperirile, acesta a expus trei ipoteze despre cum interiorul unei piramide ar demonstra tehnicile de construcție. De exemplu, dacă interiorul piramidei era făcut din blocuri aranjate orizontal, acestea ar fi fost aduse folosind o rampă dreaptă. Ceea ce a găsit el a fost diferit de toate acestea. El și alți membri ai echipei sale, unii dintre ei fiind din domeniul IT, au urcat pe Marea Piramidă timp de 2 ore și jumătate și au găsit o crestătură cu o crevașă, continuată cu o peșteră. Echipa nu a avut un scanner cu laser, care ar fi fost prea greu și mare pentru a fi cărat, dar au reușit să înregistreze un videoclip de 20 de minute pe care l-au transformat în 300.000 de imagini 3D. Cu aceste interpretări 3D au descoperit că peștera era folosită pentru ambalarea nisipului și a resturilor, ceva numit metoda camerei. Au observat că era de asemenea folosită pentru construirea templelor egiptene și orașelor. Ce mâncau constructorii piramidelor? 21 de bovine și 23 ovinele erau trimise zilnic de către ferme pentru a-și asigura proporția de carne. De asemenea, mâncau pește și le plăcea să adauge și niște beri. Deși am subliniat înainte că acești oameni nu erau sclavi, construirea piramidei a venit cu un cost. Descoperirile trupurilor lor arată că sufereau de artrită, iar vertebrele inferioarele erau afectate de atâta muncă. Cum am menționat mai devreme, o cantitate enormă de piatră era necesară pentru a construi aceste piramide, așa că egiptenii au trebuit să descopere o metodă eficientă de a muta blocurile pe care le stocaseră. O ilustrație de pe mormântul lui Jehudit-Hotep, din a 12-a dinastie, ce reprezintă 172 de oameni, trăgând o cantitate de 60 de tone de alabastru pe osanie, le-a dat experților o idee despre cum s-ar fi descurcat aceștia. Acele sănii pe care le trăgeau de-a lungul deșertului fierbinte erau simple scânduri de lemn cu marginile ridicate, așadar nu foarte sofisticat, dar totuși inteligent. Pentru a-și ușura munca, udau nisipul pentru a face mai ușor traseul saniei.
și erau învechiți când venea vorba de măsurători. Nu foloseau rigle, ci un cot, egal cu lungimea dintre vârful degetului mijlociu până la cot și o mână, unitate ce servea ca model lățimea palmei cu degetul mare într-o parte. Cotul ajuta când săpau găuri de serviciu de 10 coate de-a lungul conturului bazei și aranjau terenul ca o rețea. Constructorii piramidelor erau preciși, dorind ca laturile structurilor să fie paralele cu axele nord-sud și est-vest, potrivit canalului, cum funcționează lucrurile. Pentru a realiza asta, s-au bazat pe natură în locul busolelor, pe care nu le aveau la dispoziție. Mișcarea stelelor i-a ajutat să identifice încotro era nordul și apoi au folosit tije de observare și cercuri pentru a identifica răsăritul și apusul stelelor sau umbra soarelui. Găsirea celorlalte puncte cardinale folosind linii și unghiuri drepte au fost floare la ureche. Erau cu siguranță o populație descurcăreață. În cartea sa, Ingineria piramidelor, Dr. Richard Perry presupune că ar fi putut folosi și o mașină de tip Leagan care suspenda pietrele și erau rostogolite de câțiva oameni. Corporația Obayashi, o companie de construcții japoneză, a mers atât de departe încât a realizat un test în 1996 pentru a verifica dacă un bloc de 2,5 tone poate fi tras de 18 oameni 18 metri într-un minut, iar studiul a demonstrat că e posibil. În 2013, arheologul francez Pierre Talet și echipa sa au descoperit scrierile pe papirus ale unui constructor de piramide, simplu numit Merer, într-o peșteră dintr-o zonă pe coasta Mării Roșii. Și acestea au dat o imagine legată de cât de sofisticat lucrau echipele, mai ales când era vorba de obținerea cuprului. Metoda lor includea un dig în formă de L lung de 200 de metri. Potrivit scrierilor lui, Merer folosea acest port pentru protejarea unei flote de vase de încărcătură care navigau din peninsula Sinai, unde era extras cuprul, apoi transportat în Wadi al-Jarf folosind aceste materiale pentru construirea Marii Piramide. Acum, știind toate acestea, vă puteți lăuda cu această cunoaștere impresionantă despre construirea piramidelor la următoarea petrecere, când apare ocazia sau pur și simplu să vă contraziceți prietenul care crede că extratereștrii le-au construit. Voi alegeți! Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!